Roboții ar putea să-i fure postul până și lui Phil, hârciogul celebru în lumea întreagă pentru prognozele meteo. PETA, organizația care militează pentru un tratament etic față de animale, a cerut pensionarea meteorologului cu blăniță și înlocuirea lui cu un robot. În fiecare an, pe 2 februarie, Phil este scos din culcuș și expus unei mulțimi gălăgioase, o experiență foarte stresantă pentru el, afirmă PETA. Oricum, nu poate să-și sape singur vizuina, la fel ca semenii lui, pentru că este ținut în condiții artificiale. Lăsați-l în pace, cer activiștii, sugerând că un hârciog cu inteligență artificială poate să prezică foarte bine vremea. Până acum, Phil nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.